Iată-ne, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghimpi. Adrian Simon este numele meu. Daniel Nicola, vicepreședinte USR Simeria și în același timp candidat pentru funcția de primar a orașului Simeria, este invitat în studioul nostru. Vorbeam înainte de asta, domnule Nicola, despre echipa dumneavoastră, despre oamenii care sunt buni, dar nu vor să intre în politică și eu am spus că, din punctul meu de vedere, nu sunt atât de buni. Vi l-ați exprimat și dumneavoastră pe al noastră, vă respect punctul de vedere, dar ziceți-mi de ăștia 10 pe care îi aveți. Da, avem în echipa pentru consilier local oameni din toate categoriile profesionale, din mai multe categorii profesionale, ingineri, economiști, ciopitor în marmură, deci chiar și meserii foarte onorabile, de care cu toți avem nevoie. Da? Orice meserie șofer este profesionist, asistentă medicală. Da, deci sunt meserii din toată zona. Chiar dacă suntem puțini, n-am completat lista, avem oameni din mai multe zone socio-profesionale, să zic, profesionale, vorbim de profesie acum. În general, oamenii sunt mai tineri, deci nu avem, din păcate, o persoană, nu știu, un pensionar. Tineri și neliniștiți? Mai tineri și cum? Da, sunt tineri și liniștiți. Oameni care spun doar ce trebuie să spună, vorbesc, au... Funcționează pe principiul acesta că avem două urechi și o gură ca să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin și când trebuie și să facem. La mâini de aia avem și două mâini ca să facem, dar mai mult. Nu, sunt oameni de ce? Bun, de altfel, avem două mâini ca să facem, e destul de discutabil. Că putem avea două mâini ca să facem sau putem avea două mâini ca să ducem. În același timp putem avea doar două mâini ca să luăm. Da. Știi? Dar, da, sunt de acord, dar în primul rând avem două mâini ca să oferim. Trebuie să oferim ca să putem să primim. Cam asta este principiul. Și ce aveți dumneavoastră de oferit? În primul rând, cinste, da, onestitate, transparență. Vorbeam de schimbări înainte, deci cred că trebuie spus oamenilor absolut orice se întâmplă într-o instituție, într-o administrație locală, inclusiv proiectele care urmează să se implementeze. Nu toată lumea înțelege un buget publicat pe site-ul primăriei. Sunt niște pagini acolo care sunt foarte greu de înțeles. Corect. Trebuie cumva eu, ca să pot să înțeleg acolo care e venitul primăriei, pe ce se duc banii, trebuie să mă uit foarte mult pe el și nici nu sunt convins că am înțeles tot ce trebuie, nefiind în zona respectivă, că eu, așa cum am vorbit, profesional mă ocup cu munca. Formularea este destul de prostească, că e, de exemplu, 45.000 lei. Da, este greu și acolo, dacă eu mi-am plăcut să, de fapt, să le transform în milioane lei, că este mult mai ușor, da? Am văzut, da, pe 2020, bugetul estimat de venitul este de 60 de milioane lei. E mult mai ușor să înțelegi așa. Că după aia vezi unde sunt cheltuielile și da, pe ce se duc. Că scriptic se scrie altfel, au ei un... Da, scriptic se scrie, dar trebuie cineva să vină să dea și pe înțelesul cetățenilor acest buget, această înșiruire de hârtii. Alea sunt pentru de economiști, de cifre, de, da, și de hârtii pe care se află cifre, foarte multe cifre. Deci, da, capitole, trebuie articole, tot felul de... Nu avem timp și nu vrem să, nu știu, nu toți înțeleg cifrele alea. Trebuie cumva să prezinți oamenilor transparent. Uite, atâția bani se vor aloca pentru investiții pe zona de canalizare, de asfaltare, drumuri, atâția bani pentru parcuri, pentru... Deci trebuie să vii să spui cumva pe înțelesul cetățenilor ce faci acolo. De multe ori m-am gândit că te gândești la canalele prin care ar putea primăria să comunice cu cetățenii, administrația locală. Păi, acum avem online. Este în regulă. Dar eu mă gândesc că este și metoda clasică, pentru că sunt mulți cetățeni care nu știu să se uite pe telefoane sau nu știu pe ce device-uri. Niște avizere. De ce nu lângă avizerul acela în Sfânt Andrei, în Săulești, în toate satele, să existe și o cutie poștală în care cetățeanul să-și pună, nu știu, anumite sesizări, doleanțe? Asta nu e mare lucru. Dar nu este așa ceva. Eu m-am gândit și la o idee de genul ăsta, prin care se poate să, până găsești alte modalități de comunicare cu cetățenii, eu zic că este o cale utilă. Nu toată lumea poate să se deplaseze la primărie, nu are timp, nu are cu ce, că... Na.
și aici. Nu toată lumea are mașini personale. Sunt persoane mai în vârstă care au... Ce nu merge bine în Siberia? Păi, eu zic că, în primul rând, faptul că scade populația tânără. Deci se... încet media de vârstă crește. Vă referiți la nașteri sau vă referiți la faptul, la că, vă pleacă la faptul tinerii? Că ne pleacă tinerii, așa cum se întâmplă de fapt în toată țara. Pentru... La unde pleacă? Păi mai nou au chiar lumea la picioare, nu doar țara. Da? Și foarte bine că au la picioare, că și eu am copii, m-am spus, da, și eu îmi doresc... De cele mai multe ori se duc să fie ei la picioare la cuiva. Asta e altă poveste. Din păcate, și tocmai de aceea este frumos, repet, că au lumea la picioare și pot să aleagă. Nu am avut șansa asta când am fost, eu am trăit până 18 ani pe vremuri comuniste și atunci nu aveam libertatea asta. Nici măcar să te muți dintr-un loc de muncă într-altul, că știți cum se făcea atunci, n-aveai voie, cu repartiții, cu aprobări. Ei, acum poți să-și aleagă singur destinul. Și repet, este frumos că au lumea la picioare și pot să se stabilească oriunde vor. Dar cel mai important este că atunci când iau această decizie, să nu spună, păi eu aici nu am ce să fac în orașul ăsta. Este frumos, ne plimbăm, avem un parc dendrologic, în fine, vin acasă aici, din când în când. Dar rest, nu am ce să muncesc în zonă. Vine în general, aici acasă să sparg și eu 1000 de euro. Ca să mai, da, și ne vizităm din când în când. Bineînțeles, în continuare vor pleca tineri, dar, repet, important este să nu plece de nevoie, că nu au ce să facă, că nu au locuri de muncă, că nu am pregătit acest oraș, aceste sate, această țară pentru ei, că se vede clar că nu am pregătit-o. Am avut de câteva ori niște gânduri de genul ăsta. Soția mea, ea e mai alocule așa, am avut și eu părinți în viață până la un moment dat, ne-am simțit cumva responsabili față de ei. Mai avem părinții ei și la vârsta asta deja, eu zic că ne-am stabilit, ne-am înțelenit aici în locul acesta, în orașul. Păi da, dar dumneavoastră chiar... Avem și un teren agricol la Uroi, care trebuie să mă tot lupt cu el să-l... Nu știu ce destinație să-i facă, nu am pregătire în zona asta și tot... Pune-și ceapă. Am gândit și la asta. Da, avem o grădină dată de la socrii care o să-i dăm o destinație, o să facem o livadă, vedem. Păi, eu ce zic? Bun, dar dacă dumneavoastră nu ați plecat și trăiți, și trăiți bine sau trăiți așa? Trăiesc suficient de bine. Și atunci tinerii ăștia care pleacă... Ei au alte dorințe, trebuie să ne punem puțin ce în... Ce dorințe, dumneavoastră? Să-și cumpără tigaie, un BMW, ce dorințe au? Da. Eu nu prea văd atâta dorință. Mai sunt și aia care mai sunt deștepți, dar la majoritatea ce dorințe au? Să-și cumpără Gucci, ce dorințe au? Că nu neapărat. Tinerețea asta, știți cum e, ei au, văd și ca o provocare faptul că se duc afară și se iau de multe ori și unul după altul. Da, că se duc, da, pur și simplu, influențați. Mai aduc de dincolo, mai vom pe aici cu 200 de euro în plus. Da, dar din păcate cei mai mulți pleacă și nu se mai întorc. Chiar își întemeiază familia acolo, că acesta este chiar momentul cel mai delicat, da, doamne, dar știți delicat care al vieții. Culmea? Că majoritatea celor, acum eu vorbesc din ce văd, ce observ, majoritatea românilor care se duc pe dincolo nu se căsătoresc cu străini. Nu. Nu, se căsătoresc tot cu românași, exact, de noi. Se, exact, găsește cât un oltean cu un moldovean, că, da. Cât un moldovean cu ardelean, că chestii de genul ăsta. Sau se duc să muncească, pleacă nevasta de acasă, își lasă bărbatul cu copiii sau invers și își găsește altul pe acolo, ăștia rămân, vai, steaua lor, deci cam asta se întâmplă. Și atunci cam care sunt dorințele astea lor, ale tinerilor? Că... Dorințele în afară sunt... de faptul de a șterge la fund nemții, da, și de a scoate sparanghelul, că nu se duc toți să fie antreprenori și, adică, nu știu, dacă îi luăm toată diaspora asta, pe care o stimez, da? Dar eu nu cred că din toată diaspora toată e formată din antreprenori, oameni de succes, majoritatea sunt muncitori sezonieri, da? Unii mai rămân pe acolo și mai taie și frunze la câini, că așa e filmul, sau așa e în tenis, că nu mai vine în țară, că le e rușine, adică au stat acolo, au făcut 2000-3000 de euro, s-a dus paranghelul, s-a dus căpșuna, mai stă și el vreo 2-3 luni în chirie, dacă nu cade pică. Deci... Da. Este un fenomen social complex, nu pot să comentez prea mult pe zona asta. Cert e că sunt oameni, deci, care se duc și muncesc, faceți, și muncesc cinstit acolo și rămân dar acolo. Dar nu că nu muncesc cinstit. Se duc nu neapărat pentru banii aia, se duc pentru...
un trai într-o comunitate decentă, unde le sunt respectate drepturile, unde sunt tratați așa cum trebuie când se duc în, când apelează la servicii medicale, la serviciile administrației publice, deci se duc într-o, în niște societăți așezate pe principii despre care vorbeam. Bun, este cinstite, care respectă omul care muncește. Eu nu vreau să vă mănânc din timpul alocat emisiunii noastre, dar tot nu mă pot abține să nu spun un lucru. Păi dacă nu știu câte milioane de români sunt plecați afară, da? Și dacă bugetul statului nostru este făcut din impozitele și toate lucrurile astea care vin de la populația activă, respectiv de la cei care muncesc, păi de unde bani de canalizare? De unde bani de apă? De unde bani de aia? Dacă românii sunt plecați afară și își plătesc impozitele și taxele altor state, dar în schimb vin și au pretenții să avem noi canalizare și apă. Păi noi mai suntem câteva milioane care trebuie să țină alte milioane de pensionari și încă nu știu câte milioane de copii și așa mai departe. Păi de unde bani dacă ăștia nu muncesc în țară? Așa este. Și de unde apă, canal, infrastructură și așa mai departe? Că nimeni nu spune lucrul ăsta. Așa este. Zic și eu. Dar trebuie inversat acest proces. Păi n-ai cum, pentru că toți vin ai cu pretenții. Cum, da? Din, vorbind de administrația locală, să ai pretenția să-ți facă statul și țara. Dar înainte de asta stau și întreb, tu ce faci, mă, pentru țara asta? Ce faci tu pentru țara asta? Cât ai plătit impozit anul ăsta? Că tot zic că, băi, frate, eu din diaspora trimit banii acasă, eu vă trimit. Păi nu trimiți mie, măi, trimiți lui măta, lui tactu, să-și facă o baie, să-și cumpere Gucci. Trimiți pentru copiii care ai învățământ. Pentru copiii tăi. În sistemul de învățământ. Da, majoritatea banilor se duc în construcții și în papa, de regulă. De acolo statul ce și-a? TVA-ul, pe care câteodată îl mai și mânăresc ăștia. Da, și atunci, ce mă încălzește pe mine că ai trimis la mama și la tata? Nu ai trimis. La contribuții zero. Vrem spitale, vrem din astea, dar nimeni nu contribuie la, sau mai contribuie foarte puțin. Da. Despre asta este vorba. Să revenim la Simeria. Să revenim la Simeria, dar tot în această idee, acest proces trebuie inversat. Cum? Și inversat din faptul că a trebuit o administrație, un primar, o administrație locală să aibă ca și prioritate atragerea de investitori. Și pentru asta trebuie să fii activ, nu poți să stai să vină investitorul la tine, trebuie să te duci la ei, să le spui ce le oferi. La Simeria știm toți de investiția de la Bosch, care unii spun că e ratată, alții spun că nu, că va continua, nu se știe când. Și inclusiv asta mi se pare o lipsă de transparență din partea autorităților locale și a conducerii. Păi, poate nici ei nu știu săraci ce să zică. Păi să ne spună unde, cine nu ne spune adevărul. Ba dacă există un adevăr ascuns totuși acolo. Cineva nu și-a onorat probabil niște, nu ne, cu niște îndatoriri, niște promisiuni. Eu am avut o emisiune, nu e o apărare a lui Riștei. Da. Dar am avut o emisiune cu Riștei mai de mult în care am întrebat, dar ia zi, domnule, care e povestea asta cu Boșul? Și Riștei atunci mi-a zis așa, domnule, dumneata crezi că ei au dat atâția bani pe teren? Până la urmă mi-a pus o întrebare. El m-a întrebat pe mine, o chestie logică, că plătesc nu știu ce impozit, care costă nu știu cât, că mi-au plătit autorizație de construcție, că iar a fost o căruță de bani, am înțeles. Ce căruță? O basculantă de bani. Da. Și că acum nu mai fac nimic, nu ți se s-ar părea un pic tras de păr? Și zic, domnule, zic, eu nu mi-aș fi permis orice firmă aș fi fost să dau atâția bani să-i dau de aiurea. Dar de aici și până la unde ziceți dumneavoastră că cineva nu zice, poate nu zic că ea de la Boș, omul de unde să știe. Da, așa este. Știu că am auzit și opoziția primarului. Are dreptate până la un punct, totuși, zic. Eu nu cred că Boșul nu a venit cu o poziție oficială la finalul acestei acțiuni și se spune, domne, noi amânăm investiția. Noi urmează să facem, nu știu, nu mai facem fabrică de electrocasnice, o să facem de... Corect. Păi, pe o perioadă... Și nu există un comunicat oficial pe care să-l... Nu știu, noi n-am primit niciunul. Da, am înțeles parcă atunci de la domnul Reșteiu că asta era poziția Boșului.
Prin presă am văzut că sunt acuze asupra faptului că nu ar mai veni pentru că la nivel guvernamental nu s-au acordat niște facilități care nu țin de local. Acum hai să vă spun o treabă. Aceeași poveste, mă rog, dar cu altă, aceeași mărime, dar cu altă pălărie, a fost undeva pe la Hațeg prin 2012, când venea un hoț, că între timp a fost și condamnat penal, să-i propună primarului de la Hațeg o fabrică de biciclete, cu care ăsta a defilat în campania electorală. Vreau să spun că fabrica de biciclete nu s-a făcut nici asta, nu e concesionat unei anumite firme, primăria l-a cumpărat și așa mai departe, dar aia ce vreau de fapt? Ajutor guvernamental pentru a construi fabrica de bicicletă. Păi să nu te trimit eu pe tine puțin la plimbare, băi, investitorule? Da. Că până la urmă, dacă tu ești investitor și ești unul tare, mă, păi ce ajutor guvernamental? Ce vrei să-ți construiesc eu fabrica? Sau ce vrei să-ți fac? Că și asta mi se pare un pic trasă de păr. Adică, bun, ok, faci nu știu câte locuri de muncă și așa mai departe, dar să-ți mai dau și ajutor guvernamental. Adică niște bănuți. În regulă, dar aceste condiții eu cred că erau cunoscute de la început. Nu știu dacă acea companie germană nu a pus de la început clar condițiile în care vine să facă această investiție, ca să ajungă să facă aceste cheltuieli legate de autorizări și legate de terenul, de achiziția terenului respectiv. Acum, drept e că neamțul nu face nimic. Până... Eu zic că avea un plan foarte bun și chiar știa unde să ajungă. Deci, pentru mine, ca cetățean, eu vă spun că sunt niște necunoscute și creează așa niște întrebări în cap. Nu mai punem faptul că exact în momentul sau atunci în perioada aia când s-a anunțat stoparea continuării investițiilor la fabrica aceasta, exact atunci primarul nostru trece de la PSD la Pro-România. Deci sunt lucruri care nu, noi nu le înțelegem. Legătură, dar mă rog. Asta este cu totul și posibil. Totul altă. Adică ce naiba să aibă Pro-România cu Boșu și cu PSD-ul? Nu știu, legat de finanțări, în capul nostru al cetățenilor așa se face. Dom'le, ceva nu a făcut ce trebuie acolo. Nu știu, administrația respectivă și nu a mai... sau i s-au pus condiții. Da, a fost așa un feeling atunci, înseamnă. Nu mai îmi convine ideologia Partidului Socialist și îmi place alu Pro-România. Bine, Emil Reșteiu oricum este cunoscut ca, dar nu vreau să facem analiza lui Reșteiu în emisiunea asta. Nu facem. Este cunoscut ca una dintre persoanele care avea întotdeauna ceva de spus în PSD și nu era el un personaj tocmai comod. Ideea este următoarea, că mai avem vreo două minuțele de emisiune. Da. La Simeria, candidați pentru primărie, aveți echipă, nu știu dacă aveți valoare, dumneavoastră știți că da, eu vă cred pe cuvânt. Ce scor preconizați că o să aveți sau care e targetul pe care vi l-ați stabilit, cel puțin așa? Nu știu, 15%? 15% e chiar mic. Cum? Eu mă așteptam să spuneți mult mai mult. Da. 15-20% ar fi foarte bine. Ca și 20%, da. Câți candidați sunteți acolo? Candidați? Păi sunt... Deci e primarul în funcție. Este primarul în funcție, domnul Bedea. Da, sunteți dumneavoastră. Da. Este candidatul minune al PSD-ului, care bai de la PSD, bai de la PNL. Da, domnul Bedea, da. Lumina fondurilor europene și... Da. Haideți, domnule, lăsați-mă pace la ușor și poștea din... specialist bun în... zona asta de fonduri europene și poate că l-angajăm la primărie. Da, da. Sigur, dacă poți să faci dacă vrei să faci ceva pentru oraș, poți să faci din orice poziție. Eu nu neapărat știu din cea că de, nu e chiar atât de bun pe cât se spune, dar mă rog, asta este o altă poveste. Nu pot să evaluezi eu realizările. Adică știu că a făcut și prostioare destul de mari pe care s-au chinuit alții să le repare. Da, mă rog, asta este o altă poveste, că eu am văzut că ăștia, mă rog, o anumită parte a presei se chinuie să-l prezinte pe acest domn drept lumina fondurilor europene. Păi, bă, frate, dacă era așa la Simeria, trebuia să curgă lapte și miere acolo. Despre ce vorbim aici? Da, n-am știut, nu știu, aveți un pod de aur peste Mureș, ceva acolo, făcut pe fonduri europene, adusă de Chelie, de Iulius Bedea.
Despre da, ce aveam. Vorbim aici? Pe cuvântul meu, a apucat greața în campaniile electorale. Este vorba de centrul acesta de afaceri, care eu zic că nu și-a atins, nu și-a atins obiectivul. Păi nu și-a atins nimic. Vis-a-vis de locurile de muncă. Centrul de afaceri, asta a fost creat de el. Păi dacă era creat de el, trebuia să-l urmărească atent. Așa că l-a dus în cap altul de la PSD și se numește Berinde. Da. Care an de zile a încasat salarii de 100 de milioane de acolo. Dar despre asta o să vorbim despre într-o altă emisiune. Și acum se chinuie Reșteiu că, na, să facă ceva cu el, că l-au pus în cârcă primăriei. Da, și știu, probabil știu. Că noi, ca cetățeni ai județului Hunedoara, vom da înapoi de la Consiliul Județean vreo 2 milioane de euro, ceea ce nu-i de aici nici de acolo. Vă doresc mult succes în activitatea noastră și cu siguranță ne vom mai vedea. Sunteți o echipă unită acolo? Da, suntem o echipă unită și credem în șansa noastră de a convinge cetățenii că vrem să facem lucruri bune pentru Simeria. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu. Domnul Daniel Nicola, vicepreședinte USR Simeria, a fost invitat la fotoliul cu Ghimpi. În același timp, domnul Nicola este și candidatul USR pentru primăria orașului Simeria. Sunt Adrian Simeon, rămâneți cu noi, numai bine, Capital TV, televiziune, pe bune.